Salutare, dragilor, și bine ne-am regăsit la o nouă călătorie din România. Salutare, salutare de lângă acest frumos Cadillac de pe vremea lui Burebista, un Cadillac cu numere poloneze, foarte, foarte frumos. Într-adevăr, un exemplar nemaipomenit. Nu ai cum să nu te oprești când vezi asemenea exemplar, să nu stai să-l filmezi, eventual să-l pozezi. Dar povestea noastră de astăzi nu se rezumă doar la acest frumos Cadillac. De astăzi vom începe o serie de vloguri din frumoasa noastră țară. Iar ca să vă divulgăm așa un mic secret, vom începe, de exemplu, astăzi cu Banatul, pentru că Banatul-i Fruncea, vom continua cu Crișana, vom ajunge în Maramureș, vom continua cu Bucovina și, nu în cele din urmă, vom ajunge probabil și în Ținutul Secuiesc. Dorim să vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Și bineînțeles, mulțumim și celor care se vor abona. Nu uitați, voi urmăriți canalul Călătorește alături de Angi și Marius și bineînțeles veți vedea lumea prin ochii noștri. După cum spunea și Marius, în vlogul de astăzi suntem în Banat. Mai precis în Timișoara, orașul în care s-a început revoluția din 1989. Mai precis, suntem pe strada Avram Imbroane, pentru că aici, nu de mult, în primăvară, dacă nu mă înșel, în 31 martie, s-a deschis acest aquapark. Amazonia se numește. Noi de mult dorim să-l vizităm. Iată că astăzi dorința ni s-a îndeplinit. Așadar, bine ați venit în Amazonia Aquapark. Încă de la intrare suntem atenționați că parcarea costă 15 lei pe zi. Așadar, primul lucru negativ de la acest aquapark e că plătești parcarea. Primele 15 minute sunt gratuite. Din ce știm noi, sunt 435 de locuri de parcare disponibile. Astăzi, fiind o zi de joi, se pare că sunt locuri suficiente. Din ce am înțeles, în weekend ar fi ceva mai multă lume. O să vedem și joia cum stau treburile și ne bucurăm că am venit într-o zi din cursul săptămânii. Pentru că nouă, după cum știți, nu ne place hărmălaia. Chiar lângă parcare ne întâmpină casa de bilete. Haide să vedem și care este costul acestora. Și prima informație, aici era recepția 2. Asta este doar pentru intrarea la strand. Pe noi ne interesează să intrăm și la Aqua Land. Așa că vom merge la recepția 1, care este chiar după colțul acestei clădiri. Cel puțin așa am primit informația de la recepția numărul 2. Aceasta de fapt este intrarea principală cu o altă parcare
în care ne și anunță că sunt libere 185 de locuri. Și da, recepția numărul 1, intrarea principală. În acest lobby de la intrare ne întâmpină 3 acvarii foarte, foarte frumoase. O să vi le prezentăm și vouă, bineînțeles. Haideți să vedem și cât costă biletele. Am primit din nou o brățară cu care vom deschide ușa. De la intrare am ajuns în sala vestiarelor. Îți poți alege cu brățara ce vestiar vrei dacă este deschis. Pur și simplu atingi de acest buton, iar în acel moment dulapul îți va rămâne ție, cel puțin până la sfârșitul zilei. Și iată primul contact cu aquaparkul Amazonia, un aquapark care ne-a costat 220 de lei. Pentru mine a fost aquapark și strand exterior, iar pentru Angie toate cele trei zone, aquapark, strand exterior și zona saunelor. Atenție! Un alt punct negativ este acest preț. Mie mi se pare destul de piperat. Pentru România, 220 de lei două persoane în cursul săptămânii. Iar al treilea lucru negativ, aici în zona aquaparkului, în zona bazinelor, nu ai voie cu bagaj personal. Cel puțin așa am văzut un anunț. O să revenim la zona din interior. Dar deocamdată începem cu exteriorul, pentru că o să căutăm un bazin cu apă termală. Cred că l-am și văzut de aici, de sus. Un bazin cu apă termală se pare că are culoarea celor de la unguri. Acea culoare arămie pe care o regăsim la Gyula sau la Oroșaz. metri este adâncimea maximă a acestui bazin. Și iată, cum vă spuneam, acea apă cu tentă arămie. Pe lângă această culoare arămie se simte și mirosul acela de petrol. Miros cu care noi suntem obișnuiți de la bazinele cu ape termale din țara vecină, Ungaria. Foarte, foarte fierbinte această apă termală. După părerea mea, cred că are cel puțin 39 de grade. Lângă acest bazin olimpic, haideți să povestim un pic și de prețuri, că asta este unul dintre cele mai importante lucruri. Deci aici, în zona exterioară, unde se află acest bazin olimpic, acest bazin cu apă termală și acel topogan pentru copii, se mai află de altfel și o zonă verde unde puteți să stați cu prosopul și cerceaful. Deci această zonă în timpul săptămânii costă 40 de lei. Deci este cel mai ieftin bilet, 40 de lei pentru toată ziua. Dacă mai doriți să intrați în aquaparkul care se află în fața noastră,
mai puneți 50 de lei, deci totalul este de 90 de lei pentru adult de luni până vineri. Iar dacă mai doriți și o saună, mai puteți să puneți încă 40 de lei. Și ăsta ar fi biletul vostru maxim de luni până vineri. Dacă nu mă înșel, sâmbătă și duminică totul costă 10 lei în plus. Am uitat să vă mai spun că la intrare, dacă doriți, puteți să vă încărcați această brățară cu bani pe care îi veți folosi la restaurantele de aici din Aquapark. Iar dacă nu îi cheltuiți pe toți, bineînțeles că la plecare veți primi înapoi bani. Așadar, nu uitați să încărcați brățara cu ceva leuți. Noi chiar am încărcat-o cu 100 de lei. Bineînțeles că vom merge să vedem și prețurile de la... Am văzut chiar un împinge tava. Vom merge în cursul zilei de azi și pe acolo să vedem cum stau timișorenii, bănățenii, cu prețurile de la autoservire sau restaurant, ce-o fi. Deocamdată să ne concentrăm asupra zonei exterioare și vom merge chiar la acest frumos topogan pentru copii. Haideți să aruncăm o privire asupra lui. Și nu uitați că aici sunt și o grămadă de șezlonguri. Ăsta nu este ceva natural, este un covor artificial, să nu vă ducă în eroare. Ca să aveți o idee, acolo este casa numărul 2, unde am ajuns noi prima dată, de am vrut să intrăm. Din această cauză, acolo la casa numărul 2 se poate intra doar aici în partea exterioară a Amazoniei. Hai să mai aruncăm o privire și asupra acestui bazin pentru bebeluși, pentru copii, care în acest moment este gol. Asta este plăcerea de a veni în timpul săptămânii, pentru că marea majoritate a locurilor sunt goale. Lumea de regulă vine sâmbăta, duminica. În plus, astăzi este și o zi destul de rece și înnorat. Un alt bazin cu apă dulce tot aici în zona exterioară. Haideți să văd și cât este de caldă sau rece. Rece. Ăsta este un bazin cu apă rece, adâncimea maximă 1,4 metri. Cam asta ar fi în principiu zona exterioară a Aquaparcului Amazonia. Ați văzut bazin olimpic, acest topogan, acel bazin pentru copii și acest bazin cu apă destul de rece. Mai este un loc aici în exterior unde puteți să savurați, bineînțeles când este deschis, o bere, un suc. Și de aici încolo noi ne vom concentra pe zona Aqualand-ului, pe zona interioară. Atenție, o zonă interioară care este deschisă pe timp de vară,
pentru că este și una deschisă pe timp de iarnă, care acum nu este deschisă. Deci mare atenție, dacă o să veniți la iarnă, o să aveți altă zonă. Cu siguranță vom veni să filmăm la iarnă și acea zonă. Hai să văd cum este apa aici în topoganul ăsta, cu apă și asta destul de rece. Trecerea de la bazinele exterioare la Aqualand se face pe acea poartă cu ajutorul brățării. Haideți să vedem și cum funcționează această poartă cu turnicheți, ca la stadioanele mari. Scanez brățara și efectiv a intrat în zona de Aqualand. Foarte multe șezlonguri și aici în această zonă de Aqualand. Liniște și pace. Iată-ne din nou în zona de Aqualand, unde avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 topogane pentru copii, dar și pentru adulți. Cât de curând o să intru sub acea cascadă. Iată-ne în bazinul principal al Amazoniei, o apă foarte, foarte limpede, nici rece, dar nici foarte, foarte caldă, tocmai bună de înbăiat. Ați văzut afară o grămadă de tineri la acea piscină, unde nu am putut să comentez pentru că se aude foarte, foarte tare muzica. Și chiar nu vreau să intru în conflict cu YouTube-ul datorită drepturilor de autor. Haideți să vedem și această frumoasă cascadă pe care Angie chiar o va testa în acest moment. Este pe aici un loc pe unde pot să intru fără să intre apa în telefon. Gata, am intrat. Superb, superb aici.
chiar răcoritor. Tot aici, în zona Aqualand-ului, pentru cei care sunteți fumători, aveți un loc unde puteți să ieșiți pe această terasă să fumați. Și bineînțeles, altă zonă cu șezlonguri și de data aceasta foarte, foarte mare. Dar haideți să aruncăm o privire de deasupra cumva, să vedem mai în amănunt acest Aqualand. În dreapta avem un bazin pentru copii care comunică cu bazinul principal. În spate încă un bazin pentru copii, de data aceasta cu tobogane. Avem, cum zicea și Angie, bazinul principal, acela care l-ați văzut cu cascadă. Lângă bazinul principal avem un jacuzzi. Și în spatele bazinului, cum v-am arătat mai îndeaproape, acea zonă a toboganelor. Și tot de aici, din zona Aqualand-ului, se face intrarea spre spa. Dacă ați plătit suplimentar, puteți să intrați și la spa. Unde o să intre Angie cât de curând, pentru că brățara ei este portocalie, nu ca a mea verde, ea are acces la spa. Nu că nu am putea, atenție, schimba brățările, să intru și eu. Dar ei place mai mult zona saunelor, eu nu mă omor cu această parte, ca să zic așa, a acestui aquapark. Haideți să vedem cum arată și zona spa. Intrarea se face pe baza brățării. Aici, în dreapta, există o sală de relaxare. Aici în dreapta este o saună, dar este o saună organizată care începe la ora 19 și ține până la 21. Baie de aburi. În dreapta un jacuzzi. O saună cu infraroșu. În dreapta salina. Thank you.
saună finlandeză și o bio saună. Haideți să vedem cum arată. Foarte mare sala. Se pare că aceasta este cea mai plină și cea mai cosmopolită piscină de aici din Amazonia, pentru că are ieșirea la acest bar, de unde te poți alimenta cu un vin, cu un cocktail, cu un suc. Iar apa este numai bună de stat în ea. Vă promisesem că o să vă arătăm și zona de unde se poate lua masa. O să începem chiar cu înghețata, la care nu avem prețuri, dar avem prețuri la espresso 8 lei, cappuccino 10 lei, o limonadă clasică 10 lei, un desert, amandină, cremeș sau oricare altă prăjitură 15 lei. Ne continuăm drumul la împinge tava, unde un sandwich este 23 de lei. O ochiuri 8 lei, o ciorbă de burtă 19 lei, văcuțe 17, pui 15. Ne continuăm și la felul 2, unde avem un gulaș de vită cu 35 de lei, cuptor la cartofi la cuptor, nu am mai văzut prețul că se tot schimbă, o pizza 20 de lei, cam așa arată și mâncarea, destul de frumos, deși este o oră destul de târzie, este 6 după masa. Ca și murătură avem salată de varză, sfeclă, castraveți și gogoșar. Iar ca și băutură de toate, o să-mi uit la apă, 7 lei jumătatea de litru de apă și 10 lei o cola. Foarte, foarte frumos aici în Amazonia. Și bineînțeles, foarte, foarte scump, părerea mea. Se cam apropie timpul de plecat acasă. Chiar nu vreau să ne prindă noaptea pe drum. Angi totuși mai vrea să facă o saună. Eu, neavând ce face altceva, cu siguranță voi merge în acel jacuzzi, deși este destul de plin. Așa că hai să testez și acel jacuzzi, să vedem dacă e caldă sau nu este caldă apa. Pentru că e cam singurul bazin unde nu am fost astăzi. Și bineînțeles, pe topogane nu e genul meu. În timp ce mă voi îndrepta spre jacuzzi, o să trag și concluziile mele. Poate că o să fiu subiectiv, nu știu, dar vă repet, sunt efectiv concluziile mele. Voi puteți să veniți aici să trageți ce concluzii vreți. Fiecare om
poate să judece în orice alt fel. Deci, pentru început, nu-mi convine că parcarea este cuplată. Oriunde la, de regulă, cam oriunde mergi la orice obiectiv turistic, de regulă parcarea este gratuită. În foarte puține locuri găsești parcare cuplată la obiective turistice, mai ales la spa-uri. Punct slab. Prețurile sunt prohibitive. Vă spun sincer, nu ai cum să dai totuși 100 și de lei în cursul săptămânii pentru o intrare la un aquapark. Într-adevăr, dacă vii doar la bazinul exterior să dai 40 de lei, este un preț cât se poate de decent. Și ultimul punct slab al acestui aquapark este prețul la restaurante și acolo la împinge tava. Ați văzut și acolo sunt niște prețuri fenomenale, 19 lei o ciorbă, dă un colo de treabă, probabil că este și fără smântână, și fără ardei, și fără pâine. Dacă ajungi să dai vreo 25 de lei pe ciorbă, mi se pare totuși destul de scump. Apa 7 lei, ați văzut în Grecia pe plajă, apa este 2,50 lei. Un ultim punct destul de slab aici în Amazonia, mi se pare Hermălaia. Sunt foarte mulți copii care fac baie în alt bazin decât cel destinat lor și sar în bazine, stropesc, țipă, fac gălăgie de nici nu mai te auzi om cu om. Probabil că sâmbătă și duminica nici nu vreau să mă închipui ce este aici din cauza copiilor. Astea sunt punctele slabe, zic eu, ale acestui aquapark. Acum haideți să și lăudăm, pentru că nu pot să am numai cuvinte critici. Așa că, în primul rând, vreau să încep cu personalul, un personal extraordinar, foarte amabil, foarte atent cu vizitatorul. Pe foarte mulți am întrebat despre anumite chestii și mi-au răspuns foarte, foarte politicos, m-au îndrumat foarte, foarte bine. Marea majoritate a personalului, fiind și salvamari, sunt într-o continuă forfotă din cauza chiar a copiilor care se aruncă, mereu îi auzi fluierând, au o fluierice, când observă ceva în neregulă, încep să fluiere pe aici. Nu în ultimul rând, curățenia, mi se pare la ea acasă, pentru că nu am văzut nimic anormal, nimic aruncat aiurea, nu am văzut absolut deloc murdărie pe jos. Deci se pare că oamenii în materie de curățenie își cam fac treaba. La revedere Amazonia, la revedere Timișoara. Vorba românului, frumos, frumos, dar cam scump. Astea sunt prețurile aici în vestul țării, în Banat, la cel mai important sau probabil singurul aquapark din Banat. În încheiere aș vrea să vă mai spun că investiția acestui aquapark s-a ridicat la aproape 100 de milioane de lei noi, dintre care aproximativ 30% sunt fonduri europene nerambursabile. Și nu în ultimul rând, se pare că acest aquapark generează aproximativ 150 de locuri de muncă.
Călătoria noastră în Banat se termină aici. Noi ne vom continua periplul prin țară. O să mergem mai înspre nord. Doar atât vă putem spune că vom merge la cele mai pure ape termale din România. Așadar, urmăriți-ne. Încă o dată vă mulțumim că vă uitați la vlogul nostru, v-ați abonat la vlogul nostru Călătorește alături de Angi și Marius. Vă dorim toate cele bune. Ne vom întâlni la următorul vlog. Până atunci, nu uitați! Călătorește, banii se întorc, timpul niciodată!